Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. În seara aceasta ne aducem aminte de ceea ce autorul epistolei către evrei spunea: aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la felul lor de viețuire și urmați-le credința. În lumina acestui text din Sfânta Scriptură dorim să purtăm dialogul nostru pe o temă, aș spune eu, interesantă, și anume o viață care inspiră. Și această viață este viața pastorului Dumitru Baban. Invitat în studio este conferențiar universitar, doctor Octavian Baban, și automat asocierea aceasta deja naște câteva întrebări. Bine ați venit, ne bucurăm să fim împreună. A scris un articol despre viața pastorului Dumitru Baban. De ce ați ales să cercetați viața acestui pastor și care au fost acele motive care v-au dus la o cercetare mai atentă? Nu cred că s-a scris atât de bine și de frumos cum a scris articolul acesta despre Dumitru Baban. Mulțumesc! Am pus multă muncă în el, e adevărat, dar deși m-a preocupat istoria familiei, cu cât am început să îmbătrânesc, a rădăcinilor, totuși nu am fost la punctul de a scrie ceva și mai ales de a cerceta. Până când directorul seminarului, rectorul Daniel Mareș, și cu prodecanul Teocolda, la sărbătorirea aniversării a 100 de ani de la seminarie, a zis să nu vrei să participi. Mă rog, era frumos să participe toată lumea. Zice, nu vrei să participi? Și zic, da, să scriu un articol. Despre ce să scriu? Zice, despre Dumitru Baban, care era un fel de un nume relativ cunoscut prin cursul de istoria Bisericii Baptiste și din România. Și am zis, da, numai că va trebui să cercetez. Și începând să cercetez, ca să nu scriu povești, că povești din auzite știam și eu, dar nu pot să scriu un articol, atunci am ajuns să întreb pe cei care, nu știu, să fac vizite la familie, să mă uit în albumele de așa, să ajung la arhive, să văd, să citesc, să văd care sunt fenomenele care s-au întâmplat în Dobrogea, și în felul acesta s-a născut un articol pe care aș vrea să-l dezvolt, dacă s-o putea, într-o mică monografie la un moment dat, dar cu aceeași dorință, să inspire. Cum, și eu m-am găsit inspirat în urma tuturor acestor cercetări de familie și de lucrare, ca să văd cine, cum a scris, ce s-a întâmplat. Eu însumi am fost inspirat într-un fel, chiar destul de puternic. Cineva ar întreba, bun, cine este Dumitru Baban? Că deja am început să vorbim despre scrierea unui articol despre un pastor care a slujit în Dobrogea. Cine este Dumitru Baban? Dacă puteți să ne dați o scurtă biografie a pastorului Dumitru Baban. Dumitru Baban s-a născut în 1996 lângă Adam Clisi, într-o 1896, mulțumesc, lângă Adam Clisi, într-o comună în care tatălui cu bunicul lui veniseră din zona Aradului, din Nădlac, și cu mama lui, bineînțeles, și s-au stabilit acolo, împreună cu alți țărani arădeni, pentru că au fost mai multe valuri de colonizare. Tocmai intrase Dobrogea după războiul cu Turcia din 1877, intrase în componența României și se pornise ceea ce se gândea atunci, că este o colonizare, o civilizare, pentru că era o regiune relativ pustie și cu puțin români în ea. O colonizare cu români, și în cadrul acestei mișcări ei au emigrat practic din Austro-Ungaria și au venit să colonizeze. Acțiunea aia aparținea lui Carol I, care a chemat român de pretutindeni să vină, și aici, lângă Adam Clisi, au venit și moți, adică din Munții Apuseni, și, cum se spuneau, ardeleni, din bănățeni din zona Aradului, cei mai mulți ocupându-se cu creșterea
vitelor, agricultura și niște meserii din acestea care ajutau economia de sat. Sau, în același timp, s-a ocupat de construcția podului de la Cernavodă, care a început în 1890. Deci el s-a născut în 96, în cadrul unei familii de-abia emigrate din Austro-Ungaria, și părinții lui au avut 3 băieți și 2 fete. Tatălui, care a ajuns păstor după ce s-a pocăit prin 1909, mama s-a pocăit mai întâi în 1902, la vreo 5-6 ani el s-a botezat prin 1909, după aceea au mers în armată Baban Dumitru și cu fratele lui mai mare, care fusese născut în Nădrac și care se numea Ștefan. Au făcut războiul sau parte din război. Iar la sfârșit, Baban Dumitru s-a înscris la seminar. Deci avea vreo 20 și ceva de ani, 24 de ani. 25 de ani când s-a înscris la seminar. Tatălui dorea mult să vadă măcar pe unul din copii care ajung păstori. Practic au fost 2, el și bunicul meu. Și asta a fost primul lucru interesant, de asta am ajuns să scriu articolul, că a făcut parte din prima generație a seminarului de la București, din 1921 până în 1924. Și anume, când să plece el, atunci s-a inaugurat în 25 cădirea nouă a seminarului, care există și stă în picioare și astăzi. Dar ei până atunci au mers la studii în alte cădiri și mai ales la Biserica Germană Betania, cum se numește astăzi, de pe strada Popa Rusu, în București. Deci a avut... Tatăl a fost pastor. Unde a fost pastor? El s-a pocăit, deci, la 51 de ani. Pe la 60 de ani, biserica, care avea vreo 25 de membri, au ales un pastor și 2 presbiteri. În Adam Clisi sau Arabagi? În Arabagi, care era la 3 km de Adam Clisi și care a primit un nume românesc, Hațegu Dobrogean. Mai multe comune acolo au renunțat în timp la numele turcesc inițial și au primit numele românești. Și atunci a fost chemat să devină pastor pe la 60 de ani și a fost vreo 16 ani pastor până la 70 ceva când a murit. În 29. Arabagi, cred că a fost prima comunitate de români din zonă, pe lângă comunitățile nemțești, sau au fost și altele, nu știu. Au fost și altele, pentru că colonizarea a început mai devreme, a început prin 80 și ceva, 1884-86, au fost câteva valuri serioase. Asta era al treilea val în care au venit ei. Și s-a venit din toate părțile, și din Austro-Ungaria, s-a venit și din Basarabia, s-a venit și din propriu-zisa Principatele Unite, România propriu-zisă, Principatele Unite ale Moldovei și țării românești. Colonizarea s-a făcut din toate părțile și s-a mers în Hârșova, s-a mers în Adam Clisi, s-a mers în Constanța, s-a mers în sud. Dar în regiunea aceasta, Hârșova, Adam Clisi, terenul era foarte bun din punct de vedere al agriculturii. Și ei s-au dus acolo. Constanța a căpătat preponderență mai târziu, dar prin activitățile industriale și de port. Dacă vrei să faci agricultură, chiar și astăzi acolo e zona, mai aproape de Dunăre un pic, unde pământul e foarte mănos. Deci nu, n-a fost prima, dar a fost printre primele care... A fost într-o familie cu 5 copii, care erau frați, surori, trei frați și 2 surori. Da, 3 frați și 2 surori. Din aceștia, 2 au făcut studii la seminar, pe lângă el. El a făcut tot seminarul, ceilalți numai niște module, așa. Uh-huh. Fratele lui Nicolae Baban, care a fost bunicul meu, și una din surori, și anume Tereza Baban, care a fost învățătoare de școală duminicală. Cred că a făcut și ea la școala de fete câteva cursuri. Și era o învățătoare bună, dăruită. El a terminat seminarul și în 1925 a început într-un fel ca temă de la seminar sau îndrumare, nu neapărat temă. Constantina Dorian i-a spus ce ar fi dacă tu, în loc să fii implicat în zona Arabagia, adică Adam Clancy, Vișoara, care nu era departe, și Cernavodă, și
Era un cerc acolo de biserici, de moți și ardeleni, bănățeni. Uh-huh. Deci, în loc să faceți aici lucrarea ce e foarte bun, că s-a început o lucrare bună, zice, ce ar fi să mergi la Constanța, unde terenul era... Nu exista nicio biserică. Nu era nicio biserică, populație mixtă, aici erau mai mulți români, acolo erau tot felul de oameni care făceau comerț. Erau greci, turci, italieni, români, ruși, ucraineni, erau toate națiile. Și a zis, pare o localitate interesantă. Nu prea puteai să vorbești de o tradiție acolo. Cine se duce să înceapă o slujire creștină, o evanghelizare? Și el s-a dus și a început sub oarecum călăuzirea lui Adorian și a profesorului de la seminar și mergea acolo fiecare duminică și a făcut un grup de 3-4 persoane, mi se pare două familii, așa a început cu 3 sau 4. După aceea se mutau și aveau un fel de, cum am zice noi, grup misional sau de studiu biblic sau cum vreți astăzi. Închiriau ba în casele lor, ba când a mai crescut la vreo 10-12, închiriau o cameră. După aceea a apărut și un pic de persecuție până când, că de ce se adună, asta era motivul, nu cumva conspiră un grup de oameni care se adună, a intrat imediat în vizorul securității statului de atunci. Și până la urmă un judecător, văzând că mereu sunt amendați, le-a zis, măi, de ce nu faceți voi o biserică? Zice, să nu mai trebuie să vă adunați dintr-o parte în alta. Deci un judecător care nu era nici baptist, nici nimica, de la curtea din Constanța, de la tribunalul din Constanța. Și le-a dat ideea cea bună, zic eu, asta arată că Dumnezeu poate vorbi și prin oameni care nu neapărat foarte credincioși sau au citit toată Biblia sau sunt plini de teologie. Bun, și atunci au făcut o clădire și biserica a mers din ce în ce mai mult, așa încât la un moment dat, la începutul războiului mondial, erau vreo 80 de membri, ceea ce, având în vedere, asta era 39-40, având în vedere că s-a început prin 25 cu 3, e o creștere bună, vreo 15 ani, adică era o biserică. Și Dumitru Baban se mutase deja în Constanța, locuia în Constanța, să făcea naveta. Deci la început vreo 4 ani a făcut naveta, după aceea s-a mutat. Când s-a mutat acolo, tatălui, care era un țăran muncitor, fermier care lucra pe pământurile primite și erau destul de întinse, nu puține, l-a ajutat în primii ani, ceea ce e foarte interesant. Deci și-a ajutat fiul, că nu prea era salariu, și l-a ajutat și pe urmă l-a ajutat și la construcția bisericii, după care el, ca să... Deci a fost plătit ca pastor, că a fost angajat, dar nu practic de aici era venitul lui, ci și-a dezvoltat un simț în colaborare cu soția lui, care era germancă, un simț al... a fost un mic întreprinzător și a făcut o fabrică, mult spus fabrică de ulei, o presă de ulei. Presă de ulei, care avea două prese, trei, o mică hală, nu știu, cel mult 20 de metri lungime și de acolo a sprijinit lucrarea și pe sine și familia și lucrarea foarte mult, foarte mult. Uh-huh. În discuțiile cu familia, chiar la un moment dat ajunsese pasionat să lărgească, nici nu știu, toate îl pasionau, dacă era de planificat ceva, evanghelizare, botezuri, colaborări, dar a început să se gândească dacă să-și facă un șlep și să meargă și produsele care rămâneau, deșeurile de la presat, semințele, să le exporte drept materiale combustibile pe Dunăre și nu știu ce. Deci asta era epoca. România Mare, practic aici suntem, lansați așa un entuziasm, toți ziceau, acum e libertate, acum facem ce nu s-a mai făcut, țara e mare, noi avem libertate să facem tot felul de lucruri. A fost un entuziasm. Și era și un spirit antreprenorial, se pare că a fost. Acea vreme. Da, da. Nu doar el, ci mulți alții. Dacă ne uităm și... și Mircea Eliade și alții, deci avem și un... O explozie de valori intelectuale și o explozie misionară. Radu Tașcă de la Arad, tânăr fiind, a venit să vestească Evanghelia în Cernavod, după urmă s-a dus în Bulgaria. Deci românii se simțeau, cum să spun, în centrul activității. Aveau chef să facă treabă,
Iar cei credincioși aveau chef să vestească Evanghelia și să facă ce nu s-a mai făcut. Asta a fost foarte interesant. Nu mi-am dat seama decât când făceam cercetare și sigur m-a pus pe gânduri. Deci era o dorință, o dedicare de a nu sta degeaba, de a nu păzi așa doar statutul de credincios sau... Comunismul ne-a mai tăiat prin avânt. Deci ne-a făcut să fim liniștiți, ne ducem toți la adunările noastre, să nu... Unele regiuni din țară au mai rămas pline de inițiative, altele s-au liniștit, așa, să ne vedem fiecare de noastre, de familie, să nu fii prea dinamic, să nu mărturisești, să nu fii o lumină ca alții se întoarcă la Dumnezeu. Ori asta am văzut la ei că ei făceau. Care a fost momentul convertirii lui Dumitru Baban? Am vorbit despre pregătire și despre intrarea lui în slujba pastorală și plantator de biserici și pastor ulterior al bisericii. Aveți ceva informații cu privire la modul în care el s-a întors la Domnul? S-a întors la Domnul pe când avea 20-21 de ani. Asta însemna că discutăm de anul 1917, când era în timpul războiului. Uh-huh. În timpul războiului s-a întors la Dumnezeu. Exemplul mare la ei în casă a fost tatăl lor. Mama, pentru mine a fost și mama, că acum citesc printre rânduri. Ea s-a întors la Dumnezeu în 1902. Era o familie de greco-catolici veniți din Nădlac. Dar ea și-a așteptat soțul, nu s-a botezat. A fost un botez deja în zonă cu... păstori veniți din zona Radului, i-au botezat foarte frumos, dar ea nu a fost atunci în 1902, 1903, ci peste vreo 5 ani când s-a făcut următorul botez, atunci s-a botezat și mama și tata și fratele cel mare, iar ceilalți au văzut și mărturia și dedicarea și undeva după terminarea sau înspre terminarea războiului, ei s-au întors la Dumnezeu. Acum e o poveste legată de Baban Dumitru, interesantă. Și anume, era un tânăr adolescent, adică un tânăr credincios, ca zic așa, dar nu botezat. Credea în inima lui, dar nu făcuse un legământ cu Dumnezeu, nu luase o decizie. Deși cred că dorea lucrul ăsta în inima sa foarte mult. A mers la război și ținea un Nou Testament în veston. Și... am înțeles că pe front, la un moment dat, a explodat un obuz lângă el și l-a îngropat total în pământ. L-au scos camarazii de acolo și nu știa nimeni dacă mai trăiește sau nu, dar l-au dezgropat și l-au scos din pământ. Când l-au scos, avea o schijă drept în Noul Testament, oprită. Testamentul era la inimă, așa. Dacă nu ar fi fost testamentul, schija... avea alt drum mai departe și probabil nu mai era în viață. Asta l-a marcat destul de tare și mult timp a păstrat acel Nou Testament. Mie îmi pare rău că nu l-am găsit eu, că l-aș fi fotografiat, l-aș fi păstrat. Am găsit alte lucruri ale lui. Biblia pe care a folosit-o în anii 30-40, pe care am dat o Biblie nouă, numai să am pe aia veche, în care el are niște notițe și niște însemnări. Deci cuvântul Domnului este un scut. Da, a fost efectiv un scut. Deci asta l-a făcut. Și atunci, când s-a întors din război, sau atunci când se încheie pe 17 mai 1917, la 21 de ani, el s-a botezat la Biserica Golgota, a fost botezat de Titus Adorian. Uh-huh. Aici s-a botezat, în București. A fost un lucru frumos. Fratele lui, care e bunicul meu, care fiind mai mic cu vreo 4 ani, i-a urmat așa, cum să spun, parcă îl urmărea, nu la mult timp s-a botezat și el și a fost botezat pe când germanii se retrăgeau și bulgarii din Dobrogea, pentru că era clar că au pierdut războiul, dar un pastor german i-a mărturisit Evanghelia și el spune în biografia lui, bunicul meu de data asta, că l-a primit pe Mântuitor în viața lui și a fost botezat. Deci, în armata germană erau oameni credincioși care, pe unde au fost, fie că a fost cu luptă sau cu pace, au vestit și Evanghelia. Foarte interesant. Uh-huh.
Ați menționat despre familia lui Dumitru Baban și faptul că soția lui a fost nemțoaică. Da. A avut copii, au avut copii. Ce știm despre familia dânsului? Știm câteva lucruri. Soția lui s-a numit Cristina. S-au căsătorit, vă spun, imediat, la un an sau doi după ce a terminat seminarul, deci mi se pare că în 1926. La început au stat în gază și așa mai departe. Era clar că el va lucra ca păstor și își va urmări această chemare. Ea era fata unei familii din Cojalac, dintr-o biserică germană. În Cojalac și în Cataloia au fost biserici germane bine aranjate, cu tineri care făceau studii biblice și știau credința, citeau, aveau și modul lor probabil de a face misiune și cred că în deplasările acestea în care un păstor tânăr avea ce învăța de la pastorii germani din Tari Verde, Cojalac, Cataloi, biserici mari. Uh-huh. Vorbim de 200-300 de oameni bine așezate și în Mangalia era o comunitate puternică și cred că a cunoscut-o acolo și s-a căsătorit cu ea. Imediat am să dau detalii un pic mai multe. Au avut și copii sau? Au avut... Da, în 1926 s-a căsătorit cu Cristina Rauzer din Cojalac. Acolo, în Cojalac erau păstori Iacob Lutz și Heinrich Frich, foști colaboratori a unui mare evanghelist german, August Eisenman, din Tarutino și Friedenstal, care erau localități în Basarabia, în Bugeacul de astăzi, unde erau așezați. Au avut doi copii, Lilica în 1927 și Aurelia în 1932. Pe ambele le-am cunoscut. Lilica s-a căsătorit cu Ionel Mocanu în Galați, iar Aurelia s-a căsătorit cu Timotei Șocarici în Constanța, un tânăr din Vișoarea, dacă nu mă înșel. N-a avut băieți. Da, a avut două fete, au fost credincioase, au lucrat în biserică, au fost în cor. Mm-hmm. Și după înființarea bisericii din Constanța, am citit faptul că slujirea pastorului Dumitru Baban nu s-a limitat doar la orașul Constanța, a plantat această biserică de la un grup de credincioși în 1925 și am înțeles că a dezvoltat o mică afacere să se întrețină, da, presă, da, de ulei. Da. Nu știu exact când a început. A construit clădirea bisericii pentru biserica, comunitatea care o plantase în anul, cred că 1929. Ce alte slujiri a mai făcut Dumitru Baban? Am înțeles că nu s-a limitat slujirea doar în Dobrogea, ci a fost prezent și în alte zone ale țării noastre. În Dobrogea era chemarea lui și niciodată nu a uitat de Hațegul Dobrogean, adică Arabagii de lângă Dan Clisi, de Vișoara și alte sate din zonă. Aici a colaborat cu fratele lui, care a cooperat destul de bine. Era un fel de... A fost și el, a devenit păstor și lucra foarte mult pe sate. Nicolae Baban, da. Ei s-au implicat în biserica din Fetești. Sigur, nu erau doar ei, dar el la un moment dat a girat și
s-a implicat ca să construiască Biserica de Fetești. Nu a fost singurul care a sponsorizat, dar a fost unul dintre cei care au sponsorizat zidirea bisericii. Și numai zona aceasta, ci în toate bisericile germane a fost implicat și românești din Dobrogea, încercând să vestească Evanghelia. Tuturor au avut numeroase botezuri la Marea Neagră și la Dunăre. Deci era o plăcere. Aici avem o poză cu dânsul la centru și un botez la Marea Neagră. Și pentru cine mai recunoaște, undeva e și soția lui, familia Gereben, tot felul de... Constanțenii se pot regăsi în această poză, cei care așa și o vor privi. Însă el a avut parte de o experiență interesantă, dacă atenția lui a fost peste tot la ce se întâmplă cu mișcarea baptistă în țară și avea colaborări bune cu arădenii și cu cei din Bucovina. De aceea el a și adunat multe materiale în care să se vadă persecuțiile care au fost puși, prin care au trecut și cum Domnul i-a binecuvântat în vestirea Evangheliei sau zidirea de biserici. Dar o contribuție aparte, dacă la asta cumva te-ai gândit, este cea din zona Bucovinei, și anume Câmpul Lung Moldovenesc, în care la 51 de ani a ajuns fiind deportat el, soția și cele două fete. Fetele aveau de genul 19-20 de ani. A fost deportat. Când au venit comuniștii. Imediat ce au venit, l-au declarat, sau la 2 ani l-au declarat chiabur. Elemente din securitate au fost introduse în biserică să-l acuze că nu este de acord cu guvernul, și adevărul este că nici nu era de acord cu guvernul. Nici nu era. Au venit alții care au încercat să preia lucrarea și au dus-o vreo 14 ani până când s-a întors el din nou și după aceea... dar asta e altă poveste. Ideea este că i-au luat casa, i-au luat presa de ulei, au venit militari într-o seară, au spart cu patul puștii tot ce era prin casă, au dat foc la cărți în stradă, avea, nu neapărat cum sunt bibliotecile de astăzi, dar avea comentarii și mai ales în germană, traducea, dacă nu știa, soția lui, când își pregătea predicile așa. O mulțime de comentarii și cărți de teologie acolo au fost arse în fața casei, iar ei cu hainele de pe ei și 2-3 valize, atâta li s-a permis, au fost puși în vagoane din acelea de animale și duși drept la Bicazul Ardelean. Mișcarea a fost așa de bruscă și le-a amintit așa de mult de ce chiar, să zicem, fraților germani, nu frații de credință, dar germanii au făcut naziști sau rușii, încât soția Cristina a zis das ist fertig. Das ist fertig, adică s-a sfârșit, a crezut că urmează lagăr și ucidere, gazare. Când au ajuns acolo, nu au urmat. I-a ținut o zi, două, așa, fără mâncare, într-o hală mare pe toți cât fuseseră. Le-a făcut niște analize. Aici iar s-a speriat, a crezut că le injectează ceva și mâine zi au murit. Dar după ce au făcut analize, au zis, dumneavoastră, nu prea sunteți așa, nu știu, rezultatul analizelor. Nu sunteți în formă de a contribui la campusul de reeducare prin muncă și le-au dat munci mai ușoare, însă fetele au cărat cu roaba pietre pentru barajul din Bicaz. Au făcut muncă. Și acolo au venit băieții, le-au găsit și s-au costrit cu ele și le-au luat la Galați, au luat Constanța. Asta e foarte interesant. Deci nunta lor a fost pe buștenii din Bicaz, de pe lacul de acumulare. Deci de fiecare dată când treceți pe acolo, vă aduceți aminte că barajul au contribuit la barajul la Bicaz. Da, au contribuit. Frații l-au găsit, s-au auzit și au spus că i-au nevoie de un păstor. Și acum, probabil, autoritățile au zis, ok. Și așa, nu... Putem să spunem că cel mai puternic fizic să facă treabă pe aici, 52-53 de ani, și a zis, luați-l să fie păstor. Și atunci el a devenit păstor. Și s-a mutat de acolo, din zona în care... S-a mutat. Lucra. De acolo, da, în Câmpul Lung. Câmpul Lung. Unde a stat cu chirie și a păstorit multe biserici de munte. Îmi spunea fata lui că pleca luni și venea...
sâmbătă, nu era autobuz, așa, o lua pe jos. Deci a vestit Evanghelia așa, perpedes, exact cum zice perpedes apostolorul, pe picioare, foarte multe, sau a păstorit biserici mici, sau înființat noi biserici cu ajutorul lui, iar altele au fost încurajate, iar povestea... Mie mi se pare un lucru extraordinar, că Dumnezeu i-a zis cu autoritatea lui veșnică, și asta m-a mișcat un pic, a zis, ok, ai făcut mult, mai sunt și alții să lucreze, mai sunt probleme cu care Biserica din Constanța ar trebui să se confrunte și s-a confruntat. Dar hai să vedem altă fază în viața ta. Deci capacitatea suverană a lui Dumnezeu de a schimba macazul la un moment dat nu poate fi negată. Dacă aș fi fost în locul lui, în primă instanță, cred că aș fi fost foarte dezamăgit și am zis, am fost păstor, am lucrat, s-a zidit o biserică, am avut grijă de mai multe biserici, s-au plantat mai multe biserici, am fost vicepreședinte, am fost președinte al comunității de Constanța și Cadrilater, am fost vicepreședinte la Uniunea Baptistă, că se pare că a fost vreo 2 ani, nu știu cu ce, dar a fost pe lângă Ioan Dan, când era în perioada aceea, când Ioan Dan era președinte. Și acum, Doamne, chiar așa m-a răbit, adică deodată nimic. Când să zici că e o vârstă de maturitate, dar acum mai multe biserici mici spun lucrarea noi a început cu fratele Baban, să ne aducem aminte. Eu am rămas uimit. După aceea, biserica din Câmpul Lung a insistat să ajung și eu la sărbătorirea de 100 de ani ca să vadă și ei un urmaș de lui Baban. Chit că sunt nepot de frate, cum ar veni, nu nepot exact pe linia lui. Și mi-a spus povestea care mi s-a părut extraordinară, genială, din partea lui Dumnezeu, mai mult decât din partea omului, a felul în care Dumnezeu l-a folosit pentru biserica din Câmpul Lung. Și ei erau și astăzi cu bucurie și recunoscători în suflet. Că el, având o minte oarecum mai spre întreprindere, spre... Cum vedea așa că ceva se poate face, zicea, o, putem, aici ar fi. Când i-a văzut că se adună pe mai multe grupe în Câmpul Lung, a zis, măi, de ce nu donați voi, că unii au terenuri, de ce nu donați un teren? Zice, și dacă nu putem să-l donăm pentru biserică, zice, mi-e donați mie ca păstor să facem o casă pastorală. Bine, sună nu foarte bine, dar să ascultăm până la sfârșit. Și face o casă pastorală, că dacă tot era păstor în zona la nu știu câte 10 biserici mici sau cam așa, face o casă pastorală. El face planul și îl dă la... că îi plăcea să facă mici schițe arhitectonice. Astea, casa și-a făcut-o singur. Da, arhitecturale. Și o dă la primărie. Primăria zice ok. Și nu și-a dat seama primăria că sunt două camere în spate, o baie, o magazie. Și după aceea, o dita mai sufragerie de 25... cu deschidere pe 12 și cu ferestre înalte și cu o ușă. Doamne, cine face o sufragerie din asta? Mai mult seamănă două săli de clasă, cum ar veni. Și nu și-a dat seama, i-a dat aprobare. Și el a făcut-o, au lucrat și el și frații vreo 5 ani, 54 până 53, așa, până 57, 4 ani. Și a fost gata. Și când a fost gata, el a donat înapoi totul bisericii, care a zis că are sediu acolo și el a devenit chiriaș la biserică în camerele din spate. Deci, în privința asta, deci a fost un om credincios. S-ar putea ca astăzi să vedem câți mai fac treaba. Deci s-a ținut de cuvânt. Și când au văzut autoritățile că biserica are sediu, au venit să viziteze. Când au văzut că era un sediu, o biserică frumoasă, din lemn, dar frumoasă, au luat și autorizația bisericii și pe lui ca păstor. Zic că ne-ați păcălit, dar n-au păcălit, au pus chema... Ei n-au fost atenți și au aprobat. Acum ce să facem? Și, practic, bisericii n-au putut să-i țină retrasă autorizația, au dat-o înapoi pentru că n-aveau niciun motiv. Nu fusese făcut o ilegalitate. Dar lui, ca să pună la respect, nu i-au mai dat autorizația de păstor sau predicator și a predicat. Dar așa, persoană privată, din bancă, știi, nu mai mergea la învon, ca așa, alții care au făcut la fel. Popovici, da, predicau din bancă, nu mai avea voie să predice. Deci, Alexe Popovici, au predicat
din bancă și a păstorit, a cununat, dar nu mai avea voie să conducă serviciul religios. Mm-hmm. Și s-a întors în Constanța după aceea? Da, s-a întors în Constanța în 65, deci biserica aceasta a fost construită în 57, s-a terminat în 57. Deci a mai fost și a păstorit, cum ziceam, așa, fără carnet, încă 7 ani, 8 ani, până mai și la pensie și s-a întors acasă, unde, sigur, a găsit undeva... Un ginerea lui Șocarei, Timotei Șocarei, a construit o casă cu banii pe care îi luase la Bicazul Ardelean, pentru că era electrician. Și era considerată meserie totuși mai a cătării și el, cât a curtat-o pe fata Aurelia și s-a căsătorit, a lucrat și el acolo, s-au căsătorit și a fost rămână și a câștigat, până a făcut o casă, a stat acolo în casă. La 150 de metri sau 200 de metri era fosta casă, zidită de el și cu mica hală unde era presa de ulei. Care a fost luat. Da, și dată, ba... S-au ținută să se strice așa, dar nu prea s-a stricat, m-am dus și o să văd anul trecut. A fost făcută bine, așa, german, în stil german. Adică, nu, eu mă așteptam să... Nu, erau toate bârnele sunt acolo, țigle sunt, ziduri erau groase, e ok. Dar a fost dat al diverse persoane, e un pic ruina. Sigur că s-ar putea recondiționa. Nu... Și a venit în Constanța, dar n-a mai fost pastor la venirea în Constanța. Nu, era pensionar. Între timp devenise bolnav de diabet, dar nu știu de când, dacă din momentul deportării. Sau... De obicei, diabetul vine și pe anumite excese sau experiențe stresante într-un context de festival. Și în cele din urmă a murit la 75 de ani, a murit în... Spun imediat când... În 1975. Mm-hmm. Deci a murit în 1975. Da. Care au fost lecțiile pe care am putea să le învățăm din viața lui pastorului Dumitru Baban? Ce anume v-a impresionat în cercetarea pe care ați făcut-o? Sunt câteva lecții. Sunt câteva lecții care m-au impresionat și de la ceilalți din familie care au plecat din Ădlac. O mare dorință de a căuta pe Dumnezeu și când s-a întâlnit cu Dumnezeu, o mare dorință de a sluji pe Dumnezeu. Asta m-a impresionat. Deci, nu a slujit cu jumătate de inimă, ci toată inima și cu toată inteligența, cum se zice, cu toată inima, cu toată mintea, cu tot sufletul tău, să-L iubești pe Dumnezeu. Așa a făcut. Mi-a plăcut spiritul, îndrăzneala lui și spiritul de colaborare. Cu bisericile germane. Aici era o mică problemă. Germanii tindeau să fie închiși în ei. Au fost și câteva persoane deschise să vestească Evanghelia către români, dar germanii considerau că fac comunități care au grijă de ei, de cultura lor, de tradiția lor. Îți trebuia puțină îndrăzneală să intri în dialog, să accept, să discuți, să... Și aici s-a deschis o colaborare frumoasă. Păcat că în 39 a chemat Hitler pe toți înainte de începerea războiului și atunci au plecat vreo 20.000 sau câteva mii, zeci de mii bune și numărul de germani a scăzut în toată România și de asemenea în Dobrogea, însă ar fi fost interesant. Pe de altă parte, m-a făcut conștient că datorăm germanilor prin seriozitatea lor și celor care au fost deschis spre studiu biblic și spre evanghelizare, că au fost câțiva. Uh-huh. Au fost câțiva cu care s-au început. Titus Adorian s-a întors la Dumnezeu în București la Biserica Betania, Biserica Germană, pe când era Biserica Germană. El s-a căsătorit cu o germancă. Deci noi avem aici un filon care merită cercetat. Germanii influențați de mișcarea pietistă, deci care se îndrepta spre grupuri mici și studiu biblic, au avut o influență asupra baptismului la începutul său românesc, asupra baptismului românesc. Apoi, încrederea în Domnul, care nu s-a frânt când a venit persecuția foarte
grea. Nu știu eu exact cum aș fi reacționat eu personal, dar am admirat această tărie a lui și o tărie de caracter și o încredere în Dumnezeu. Pe urmă, o nepoată de-a lui mi-a spus, zic, bine, dar nu era frică, zic, mergea prin munte și îmi spunea că pleacă luni, vine joi și nu, mergea cu căruță, ba pe jos, ba cu căruța, vreau să spun cu iamănene, în sensul, cu căruța altuia, că nu plecai cu căruța lui, se suia în căruța cuiva și zic, nu, erau primejdi și zic, și iarna? Și iarna. Și zic, și cum? Dar zice, tataia, așa își spunea el, ea, de fapt nu spunea tataia, spunea Opa, cred. Asta e un nume german, așa spun ei, la bunici. Zice, Opa spunea, zice, am mers prin zăpadă și prin vânt și prin ploaie, încă n-am văzut lupul. Cu alte cuvinte, când am plecat pentru lucrarea Domnului, am mers, dar nu m-am... N-a fost nici mica major. Am mers. Deci nu era ca, știți, în romanul Baltagu. M-am dus și nu știu cine m-a întâlnit pe care. Bunicul meu i-a scris, i-a făcut o poezie la un moment dat, cred, când s-a întors acasă. Și n-a mai fost păstor, dar predica din când în când, în ultimii ani, poate mai rar, dar predica, eu mi-l aduc aminte că participa la ședințele de comitet, eram copil, 90 ani, nu eu participam, el participa. Și îl vedeam că venea, discuta, mi-aduc aminte de câteva, cum predica, la prezentarea candidaților pentru botez, mai punea întrebări, deci îl cunosc, așa, nu foarte apropiat, dar îl cunosc. Și nu știu, cam asta am admirat. Deci, îndrăzneală, colaborare, încredere în Domnul. Da. Spiritul, colaborarea, dacă ar fi să... Colaborarea frățească, largă. În istoria pe care a scris-o despre, care e un fel de monografie, poate istorică, mai mult decât o istorie, are o listă, la un moment dat, de oameni, face o listă de oameni cu care a colaborat și de vreo 100 de oameni, 100 și ceva de oameni, care a putut să colaboreze pe râmul vestirii Evangheliei și e plăcut, deci nu și-a asumat niciodată, merită mai mult decât trebuie, decât așa, aici am fost, dar, cum să spun, a recunoscut mereu implicarea tuturor și a zis, noi, Domnul știe cum am lucrat și am făcut. Colaborarea cu nemții, ați menționat faptul că cu pastorii germani a colaborat și cu cei din zona din județul Constanța, cât și din București, am înțeles că a colaborat chiar biserica, a fost ajutată biserica din București de către pastorul Dumitru Baban. El s-a descoperit în timp, datorită caracterului așa mai răzbătător, mai, nu știu de unde e gena asta, Nicolae Baban, bunicul meu, era puțin mai poet. El era un tip răzbătător și a descoperit o vocație aproape juridică, să spunem. De ce? Că ori de câte erau frații închiși și judecați, el era acolo și îi apăra. Știa statutul, știa legile și până la urmă cineva îi spune, dar ce, domnule, ești tu avocat? Și cineva îl dă în judecată. Că de ce se bagă în discuții? Și el spune, sunt un apărător legal al credincioșilor și un conducător legal al credincioșilor dintr-un cult recunoscut de stat, am voie să-i apăr. Și până la urmă judecătorul, în procesul lui intentat, zice, da, domnule, ai voie. În momentul ăla s-a simțit liber. Iar biserica din Betania, biserica de pe strada Păpăruț, care a fost germană, s-a încrezut în capacitățile lui și l-a ales la un moment dat reprezentant în toate problemele lor cu statul, când au trebuit să emigreze înapoi în Germania și el era, nu știu cât a știut germana, cât a învățat, probabil ceva a învățat, nu știu dacă a ajuns fluent în germană, dar îi reprezenta în fața statului pe frații germani. Da, a avut o legătură bună cu biserica din București și nu numai. Asta mă face pe mine să cercetez pe linia juridică a unui deci, pastor. N-a avut studii juridice, dar a avut o îndrăzneală și o cunoaștere a legilor de care făcea, ca, așa cum face Pavel, când una, două spune că nu e îngăduit de lege, sau Domnul Iisus. Sau, deci, și-a aplicat legea. Chiar când i s-au făcut, și dacă i s-au făcut reproșuri, dacă se crede avocat. Și până la urmă i s-a recunoscut un drept quasi
juridică sau quasi avocățesc de a apăra că niște creștini. Ce alte lecții mai putea învăța? Încrederea în Domnul a fost evidentă și s-a văzut. Mi-a plăcut cel puțin mie din ceea ce am citit spiritul acesta antreprenorial și vizionar pe care l-a avut. Așa mi s-a părut din... Da, a fost. Cred că e valoros că ei s-au dus în Constanța când orașul părea la început, era cosmopolit, nu aveau personalitate și au zis, trebuie să fim la început și să vestim Evanghelia. Aceasta este și o viziune bună și pentru lucrători. Și cred că sunt ocazii în viață în care avem oportunitatea să venim cu răspunsurile Bibliei la oamenii care se încearcă să-și facă un destin la un început de epocă de libertăți sau de proiecte. Și poate că noi suntem datori poporului român ca păstori sau credincioși din lumea de astăzi să spunem care ar fi felul în care să vestim pe Hristos în concordanță cu recunoașterea și reconstruirea identității de creștin român și european. Aici mă lansez puțin într-un lucru, dar eu am văzut în generația lor faptul că se considerau profund români, întorși spre Hristos și când erau acuzați că n-ar mai fi români sau cu baptiști, nu mai sunt ortodoxi, îi spuneam, nu, și asta înseamnă să fii român, să fii serios în țara ta, să-ți aperi țara, să-L iubești pe Dumnezeu. Și eu cred că și acum, la intrarea în Europa, avem de-a face cu o invitație de genul acesta. A fi român nu înseamnă doar a fi ortodox, înseamnă să fiu serios, înseamnă să-mi apăr țara, în speță înseamnă și să-L caut pe Dumnezeu și să văd împărăția Lui crescând. Ce beneficii personale ați avut așa din studiul acesta? Ați vorbit de lecții, dar ce beneficii personale, dincolo de faptul că sunteți rudă cu pastorul Dumitru Baban, tatăl fratelui Tavi a fost tot Dumitru Baban. Da, lumea nu mai știa exact despre cine e vorba, pentru că problema mea este așa, străbunicul a fost Dumitru Baban și fiul lui Nicolae Baban. Ei au venit din Nădlac. După aceea, între copiii lor, unul a fost Nicolae, unul a fost Dumitru și unul a fost Ștefan. Deci, așa. Între copiii lor, și, iarăși, unul a fost Dumitru. Așa. Și până la urmă, lumea nu mai știa despre care Dumitru Baban. Trebuia mereu să lămuresc al cui Dumitru Baban sunt eu. Și zic, al ăsta. Beneficiul a fost unul sentimental, unul de cunoaștere, că am văzut rădăcine familiei. Mi-au fost exemple în toate astea. Ca să pot să înțeleg, a trebuit să vizitez un număr de rude, poate pe care nu l-am mai vizitat de mult și era nevoie să le vizitez și a fost un lucru bun. Și de asemenea a trebuit să citesc materialele pe care ei le-au mai lăsat și citindu-le, acum ies un pic din subiect, marea mea descoperire a fost la început Dumitru Baban. Dar marea mea descoperire a fost Nicolae Baban, bunicul meu, care nu a fost așa întreprinzător. A fost păstor cu închinarea muzicală, a înființat orchestre, coruri și așa mai departe. Și a mers mult în bisericile din zonă. Însă l-am descoperit în scrierile lui vreo 15 caiete pe care le-a lăsat, că era un gânditor teologic, un teolog de prima mână. Deci nu venea să cred că a avut 5 clase, a început să citească Tolstoi, citea Eminescu, citea Goethe când a ieșit la pensie, de la 60 de ani încolo. Și cugeta și scrie niște cugetări și eu zic, între mine și el, eu fiind mai trecut prin școală, ca să zic așa, zic, nu văd o deosebire mare, bun, știu puțin, mai multe în anumite, dar profunzimea cugetării mă lasă pe gânduri. Și, deci, în cadrul acestor cercetări, o descoperire a fost să văd zelul misionar al Dumitru Baban și cealaltă a fost să văd profunzimea și deschiderea teologică al lui Nicolae Baban și am zis foarte interesant. Dar nici aici povestea nu e cea mai tare. Povestea ar fi cea mai tare și m-a pus în fața unei drame umane. Este că străbunicul Nicolae Baban,
tatăl Dumitru Bauman, care a venit din Ârlac, a avut o soție și 4 copii, 3 fii și o fată, care au murit acolo. Și în cele din urmă, soția a murit la nașterea ultimului copil. Uh-huh. Atunci s-a căsătorit cu Ana Argelean, Ardelean, nu știu cum s-ar veni, și a zis să înceapă ceva nou. Cum i-a pus Dumnezeu în minte să lase zona Radului, unde se pare că mergea bine agricultura acolo, nu? Și să vină în Dobrogea. Și aici i-a mai dat un fel de Iov, mic Iov, ca să zic așa, de buzunar. Aici s-a întors la credință, s-a întâlnit cu Dumnezeu, i-a mai dat 3 fii și 2 fete și ăștia au fost implicați în lucrare. Am zis, wow, ce interesant e viața. Deci această călăuzire pe care o dă Dumnezeu și în stare să recupereze și să dea sens vieții umane și trece peste nenorocirea noastră și trece chiar și peste generații și se uită. Cred că asta m-a lăsat cel mai mult pe gânduri. Aproape că vine să scriu un roman pe subiectul ăsta. Mulțumesc mult pentru această discuție. Știu că viața unui om e o întreagă istorie și aș spune chiar aproape inepuizabilă. Da. Noi în seara aceasta am vorbit doar câteva aspecte despre pastorul, din viața pastorului Dumitru Baban, o viață care inspiră și sper că și dumneavoastră, cei care ne-ați urmărit, ați fost inspirați de această lucrare pe care pastorul Dumitru Baban a făcut-o, de viața lui, și facă Dumnezeu ca, având înaintea noastră aceste modele, care nu constituie o sursă obiectivă de formare a teologiei noastre, ci Scriptura rămâne autoritatea supremă în ceea ce privește învățătura și practica noastră, dar cu toate acestea, viețile acestor credincioși sunt o exemplificare a cum să trăim adevărul lui Dumnezeu în fiecare generație. Facă Dumnezeu ca toți să luăm acest adevăr al lui Dumnezeu și în generația noastră, inspirați de aceste exemple minunate, să trăim o viață așa cum îi place lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, cinstindu-L și preamărindu-L pe El. Vă doresc tuturor o seară bună!